Mesaj de la îngerul Aurora. Zbor destul de sus acum, ceea ce poate să-i amenințe pe ceilalți. Dar nu coboră, pentru că ceilalți vor fi curând inspirați de exemplul tău. Atunci când te înalți și începi să zbori, devii vizibil. Te detașezi de mulțime și ceilalți te văd cu adevărat. Astfel este ca și cum dintr-o dată ai apărea la televizor și chiar și cine nu vrei te vede. Știi, ar trebui să ne întâlnim cu toții, dar nu toți au curajul tău, nu toți își asumă zborul. Mulți preferă să stea și să privească din zona de confort zborul altora. Unii te invidiază. Unii te urăsc pentru acest curaj, însă sunt și aceia care sunt inspirați de zborul tău. Ei, zborul tău e doar al tău și nu ar trebui să-ți pese de nimeni altcineva. Din păcate sau din fericire, suntem singuri. Aripile tale sunt doar ale tale și nu-ți poți da aripile să zboare altcineva pentru tine. Așadar, dacă te-ai înălțat, zboară pentru tine, pentru visul tău, pentru împlinirea ta. Ce spun ceilalți să nu te intereseze și singurul gând pe care să-l ai în ceea ce îi privește pe cei care te urmăresc, că poate câțiva dintre ei vor fi inspirați de acest zbor al tău și vor decide să se înalțe și ei. Ești minunat și ceea ce faci tu nu poate fi făcut de nimeni altcineva. Ești unic și minunat. Să nu uiți niciodată asta.